Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care punem punctul pe i, degetul pe rană și din când în când paie pe foc. Pentru început vă propun o scurtă trecere în revista celor mai importante știri de azi. Doi senatori americani au introdus un proiect privind includerea României în programul Visa Waiver. Dacă congresmenii americani vor adopta inițiativa legislativă, România ar putea să călătorească fără viză în SUA timp de 90 de zile pentru turism, afaceri sau tranzit. 13 culte religioase, în frunte cu Biserica Ortodoxă Română, cer eliminarea diversității, a ideologiei de gen, precum și a unor sintagme, precum orientare sexuală, din legea învățământului preuniversitar. În plus, principalele culte religioase cer introducerea religiei ca materie opțională la bacalaureat. În ciuda declarațiilor autorităților române, Ucraina a dat un acord parțial pentru începerea măsurătorilor doar pe brațul Chilia, începând de vineri. Pe canalul Băstroie e prea periculos, cică. Lui Marcel Ciolacu i-ar surâde o candidatură în tandem cu Nicolae Ciucă la alegerile de anul viitor, dar pentru tango e nevoie întotdeauna de doi. Scumpirea polițelor RCA, cartof fierbinte pentru autorități și mină de aur pentru George Simion, care nu a pierdut prilejul unui nou episod justițiar, luând cu asalt, alături de 20 de camarazi, sediul Autorității de Supraveghere Financiară. La mai bine de două săptămâni de la catastrofa feroviară, în care au murit 57 de persoane, Grecia este în mare măsură blocată de o grevă generală. Transportul public este paralizat, navele care leagă continentul de insule au rămas andocate, Aegean Airlines își menține la sol avioanele, iar traficul feroviar ar urma să fie reluat treptat după 22 martie. Din coasta robotului Ion, de la guvern, a luat naștere Eva, asistentul virtual al ANR, care le va oferi cetățenilor care vor să-și schimbe furnizorul de electricitate sau de gaze toate informațiile și procedurile necesare. Despre unele dintre aceste subiecte vom discuta în seara aceasta împreună cu sociologul Mirel Palada și jurnalistul Mirel Curea de la Evenimentul Zilei, cărora le mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnilor! Bună seara, mulțumim de invitație! Domnul Palada a ajuns exact la fix. Așa face, mă. Întotdeauna așa face. Da. Haideți să începem în ordinea prezentării, în ordinea de precădere a subiectelor. A făcut oareși ce valuri știrea că doi senatori americani au propus un bill, cum numesc ei acolo, prin care România să fie inclusă în programul Visa Waiver. N-a prea explicat nimeni ce înseamnă Visa Waiver, dar pare că e ceva de bine. Asta înseamnă că vom călători fără viză pentru perioada de 90 de zile. Adică nu mai luăm vizele alea pe 10 ani, dar 90 de zile fără vize. E un proiect de lege, trebuie să mai și voteze. E ca să ne bucurăm sau mai stăm în motoră? Spune tu că dacă încep eu la adresa americanilor, da, crapă ecranul. Chiar cred că e cazul să ne bucurăm. Asta chiar nu înseamnă chiar eliminarea vizelor. Da, e un pas important. Da, ești luat în evidență la intrarea pe teritoriul statului al Americii și aia se simt evidența. Ai depășit cele 90 de zile, nu mai pui piciorul niciodată pe acolo. Da, lumea era foarte nedumerită, nu în conținerea în care noi avem un parteneriat strategic și suntem atât de pro-americani. Cum de nu putem să obținem acest mic favor, să spunem? Iar oamenii au explicat, domnule, noi avem niște criterii aici și câtă vreme procentul de respingere la viză după criteriile noastre este peste un prag, nu se poate pune problema. Ori acum înțeleg că criteriile astea țin de o măsurare a unor manifestări infracționale a cetățenilor români din care sunt în țări ale Uniunii Europene. Eu mi-amintesc pe vremea când am dat și eu interviu, da, prima oară când am fost, după aia am mers pe banderul.
ei, de fapt, scopul lor era nu atât să se asigure că nu sunt cumva un infractor care vreau să trec acolo, ci că mă duc și mă întorc. Da. Deci asta eu trebuia să le demonstrez că am de ce și că mă voi întoarce în România, să nu rămân și acolo. Și că ai o situație financiară, ai o casă, deci asta era spaima lor, să nu rămână exact, lumea acolo. Exact, da. Exact. Dar, de fapt, sau cel puțin așa știu eu, doar un amic de-al meu care a fost funcționar, cetățean american la ambasada Statelor Unite ale Americii, de fapt, grija lor asta era. Nu că le ajunge acolo un om care, chiar dacă este sărac, se apucă de muncă imediat, își vede de treabă, plătește impozite. Grija lor era să nu se trezească cu mai mulți infractori decât au. Și au. Aici sunt mai multe ipocrizii care trebuie să fie avute în vedere. În primul rând, există o discrepanță marcantă ce vine dinspre țările dezvoltate, nu doar dinspre țările, nu doar dinspre Statele Unite, referitoare la drepturile omului și la felul în care trebuie să avem o mare grijă virtuoasă și umanistă la adresa respectării drepturilor omului în relație cu anumite minorități etnice. Nu zic mai mult ca să n-ai probleme la CNA. Da. Dar ei, pe de altă parte, sunt foarte riguroși fix cu acele minorități etnice. Pentru că noi putem să le zicem, luați-le. Luați-le. Dacă sunteți voi așa de virtuoși și veniți din 1990, doamna Târziu, să ne învățați cum e cu drepturile omului, deci nu le luați voi. Dar ei nu vor. E la fel ca la urși. Noi trebuie să avem foarte mulți urși în România, dar în Austria, cam ne-am dus la Austria și le-am zis, vă dăm urși? Nu vreți urși? Că voi sunteți cu natura și cu ecologia. Și aveți, aveți mulți. Aveți mulți. Doamne ferește, vrei să se supere ăștia ai noștri aici? Vrei să speriem turiștii? Să se supere proprietarii de pârtii că le punem în pericol clienții? Păstrați voi urși, să vă alerge pe voi ursul pe predeal. La fel și cu minoritățile. Decât să se întâmple la noi, mai bine la voi și să venim să vă batem obrazul. Al doilea lucru unde avem această mare ipocrizie. Nu râd de ce spui. Da. Al doilea lucru, spuneai de reguli. Domnule, ei sunt foarte scrupuloși, sunt foarte riguroși, scrupuloși, ca să nu zic scrupuloși, da? Dar când e vorba să facă niște înțelegeri strategice cu țări care încalcă în mod blatant, ca să folosesc un cuvânt englezesc, drepturile omului, mă refer la Arabia Saudită. Dintr-o dată se fac excepții. Acolo nu mai contează nici drepturile omului, nici virtute, curat neconstituțional cu anefănică, dar dăm petrolul. E, când e vorba să stea de deci vorbă cu cetățenii în Arabia Saudită n-au. Nu, zic așa, relația și dar nu e același lucru. E același lucru, pentru că dacă vrei să proiectezi virtuți și să fii indignat la adresa încălcării drepturilor omului și să admonestezi și să aplici reguli aspre, ar trebui să le aplici și cu Arabia Saudită. Dar noi problema nu e cu drepturile omului. Nu de asta ne refuză vizele, că nu respectăm drepturile omului. Nu. Eu vorbesc de reguli. Nu e la fel cu MCV-ul. Nu, eu vorbesc de reguli. Ei au o regulă cu drepturile omului, dar la reguli aplică niște excepții, care le aplică atunci când vor ei. Scuză-mă, spune. Mirel visează o lume ideală și visează o politică morală. Și în care să fie dreptate, dar și pentru căței. Da, să fie dreptate și pentru căței. Da. El și John Lennon. Da, acum. Da. Imagine there's no heaven. Dom'le, sigur că da, de-aia râdeam. Mi-aduceam aminte de o fază din o scenă dintr-un film, o să o povestesc pe scurt. Să fim serioși acum, avem foarte multe probleme. Mult mai multe. Adică avem un export de ăsta de infracționalitate năpraznic. Via Mexic. Exact. Ne taie la capitolul ăsta poate doar albanezii și cu sârbii. Asta mi-aduce aminte de discuția aia celebră la Șpriț, din filmul Balanța, unde discută primarul comunist cu... Cu securistul. Cu Popa. Cu Popa. Discută cu Popa. Și Popa începe cu un discurs. Cu americanii. Preo, da. Cum îmi place mie, un discurs. Noi, care am ținut piept turcilor, și care am făcut, am ținut scutul, am avut... Ei făceau catedrale și noi ne luptam cu turcii. Asta era Dorel Vișan, dacă mă așa. Și vine Rebenciuc, primarul. Și la care primarul zice, lasă Popa, că... Nu... Că nu ne-a băut turcii cimentul de biserici. Genial. Da, așa și noi acum. Ne-au băut americanii. Da, scosul vizelor. Și al treilea lucru. Eu sunt mult mai sceptic în privința acestei promisiuni, pentru că auzim... Nu e o promisiune. Ce? Nu e o promisiune. Nu e o inițiativă. Știi cât durează o lege în Congresul American? Poate să durează de la 2 ore, la 2 zile, la 20 de ani. Da. Da? Pentru că sunt legi din 1997, toamna târziu, care vorbesc despre anumite reglementări în domeniul derivativelor, citeam chiar zilele astea cu căderea băncilor, care nici acum nu au fost promulgate.
Au trecut prin Congres, dar n-au fost promulgate. Cum ar veni la noi, n-au fost publicate în Monitor oficial. Deci, asta e scutimitică. Aud povestea asta virtuoasă că o să ne dea vize și că noi suntem partener strategic din 2007, toamna târziu. La anul, cu siguranță, în toamnă. Eu nu știu ce povești auzi tu, pentru că n-am auzit niciodată povestea asta. Știu doar că noi suntem partener strategic și ei nici măcar nu ne promiteau că ne dau vize. Nu, a venit la un moment dat și în momentul ăla, așa cu 2 ani, așa cu 3 ani de zile. Știi cât a durat să ne dea ambasador? Noi care suntem parteneri strategic, dau lăsat atașe d'aferul, securistul de servicii american să coordoneze toată ambasada americană? Ăla a fost un semn al importanței României în această relație de parteneriat strategic. Deci eu nu sunt mult mai reticent. Până nu văd și până nu mă duc pe baza chestii este ea, nu cred. Eu am stat un an de zile în Statele Unite ca să nu avem discuții. Eu cred că o să treacă. Eu cred că legea asta va trece repede. Pentru că... Eu comunică la războiul din Ucraina. Exact. Da. În condițiile în care... În sfârșit, se dă și nouă ceva. Atitudinea antioccidentală și antiamericană crește puternic în România. Euroscepticismul e la 25% și e puternic corelat cu eurooccidentalismul în general. Au ajuns la concluzia că începe să fie o problemă, că ne tot promit că ne dau și sunt atenți. Și acum când a început să cârie poporul, dintr-o dată au devenit generoși. De unde până acum au fost mai scrupuloși decât papa. Știi, au americanii o vorbă, că tot știm engleză și știm cultura occidentală. The squeaky wheel gets the grease. Doar roata care scârție primește vaselina. Uh-huh. Da? Noi până acum n-am scârțit, nu le-am făcut probleme. Noi am fost acel elev conștiincios, prost de conștiincios și de cuminte și de naiv, care n-a ridicat niciun fel de problemă. Eu mă aștept să se rărească și bombardamentele Bruselului. O faceți aia, faceți aia, l-altă... Da, MCV. Da. Uite, fii atent care e adevărata bombonică pe care o primim. Asta cu viza e o bombonică mică. Să nu se mai supere lumea. OICD-ul e bomboana mare. Acolo, după ce ne-au ținut la ușă și după ce au intrat alte țări care meritau mai puțin decât România. Păi indicatorii aia riguroși de care spui tu, cu rigoare, cu eficiență, cu moralitate, au intrat altele între timp mai puțin Dom'le, sigur că da. Meritoase. Parada are dreptate. Parada are dreptatea lui. Aia, nu poți să-i zici că vorbește prostii, că n-are cum. Nu vorbește prostii, vorbește pe informații și le leagă într-o logică pe care nu poți să-i o... Vorbe serios, nu poți să-i o ignori. Dar... Bă, fraților, nici noi n-am stat în picioare în ultimii 33 de ani. Că iar ajung la filmul Balanța. Bă, ne-au ținut americanii sau bruxelezii capră, ne-au apăsat pe ceafă. Doamne, iartă-mă, să mă ierte doamnele din local. Ca să înțelegem vizual situația. Exact. Adică, au ajuns. Am prieteni europarlamentari, prieteni comuni, că îi aveți și voi, care mi-au zis de nu știu câte ori, bă, mine, sunt într-o situație penibilă, au ajuns să ne facă observații europarlamentari altor țări. Bă, mai cereți, mă, și voi ceva, mai stați, mă, și voi și drepți. Mă, mai faceți și voi, mă, gât la câte ceva, că până nu te împipotezi un pic, nu ți se dă nimic. Cereți, mă, frate, fonduri, lăsați pe NRR-ul, cereți fonduri pentru aia, pentru că mai sunt și alte fonduri în timp. Faceți ăsta. Pe nebuni. Faceți un pic pe nebuni. The squeaky wheel exact. Gets the grease. Exact, și voi scârzitori. Și atunci eu pe cine să fiu supărat? Să fiu supărat pe americani? Păi americanii își fac politica lor externă. Da, dacă sluga nu cere, îi dau. Avem vreo grijile împărțite în 40 de direcții. Lasă-mă că... Ăla cârie? Nu cârie. Numai din 20 avem zgomot. Păi mai lasă o tură. Asta nu înseamnă că cineva se gândește, bă, gata, iar îi discriminăm pe românești. Nu! Frate, fără să fim, nu știu, să avem o politică dintre asta, să ne șoșocim, dom'le, putem să fim un pic mai riguroși. Bine ar fi să avem și niște linii directoare de politică externă, bine ar fi multe. Nu, noi am înțeles că dacă am intrat în Uniunea Europeană și în NATO, domne, a ieșit un întâmpinare, domne, asta era pe vremea comuniștilor. Da. Adică te uiteai la secretarul de partid așa. Proactiv, așa de proactiv, exact, așa. Așa și ieșea. Era cuvântul ăsta atunci. Nu, asta e limbajul de european. Și băia, limbiștii de partid și de stat ieșeau în întâmpinare. Și nu Ceaușescu și de asta și era. Inițiativă, așa era. Inițiativă, da. Dragilor, noi trebuie să înțelegem un lucru foarte simplu. Cei care au o atitudine critică la adresa Uniunii Europene sau Americii sau Occidentului în general sunt inevitabil etichetați de manieră stereotipă primitivă ca fiind putiniști. Absolut. Da? A, voi vreți să ieșiți din Uniunea Europeană? Da. Nu. Cei mai mulți dintre românii care sunt supărați pe chestia asta nu vor divorț. Nu. Vor, e ca în relația între bărbați și femeie. Nu mai vor umilință. Bă, vor poate puțin frumos, obraz. Un, da. Pic, un pic mai demn. Atunci și flori. Nu mai mă înjura, nu mai mă scuipa, nu mai mă disprețui. Corect.
poartă-te un pic mai normal cu mine. Nu te mai purta ca cu o slugă. Deci este vorba despre o renegociere decentă a acestui contract social care există între centru și periferie. Noi dacă suntem în periferie și dacă am intrat în Uniunea Europeană și în relație strategică cu Statele Unite și dacă o parte din populația română, în care fac și o parte, spune că nu e corect ce se întâmplă, nu înseamnă neapărat că ne luăm jucăriile și că vrem să plecăm și că suntem putiniști și că e mai bine în Rusia. Nu! Da, dar e o relație care poate să fie îmbunătățită și este exact cum zice Mirel. Adică eu mă regăsesc pe mine în situația asta. Adică eu sunt, domnule, sunt pupător de moaște, nu? Tradiționalist, conservator, patriot. Vreau în Uniunea Europeană, vreau în NATO. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în NATO, că altfel eram cu pantalonii. Eram cu pantalonii uzi. Domne, vreau o politică dintre asta anti-ruși ăștia care ne-au mâncat fripți din ultimii 200 de ani pe unde ne-au prins și din toate pozițiile. De 13 ori. Exact, da. Domne, dar cum adică într-un individ sincer și cinstit nu pot coexista aceste patru sentimente, patru trăiri? Ei, ia cătă că nu. Că te trezești pe o listă de asta. Curea, păi ăla e pupător de moaște. A, deci e putinist. Deci e putinist. E cam bancul cu milițianul și cu homosexualii. Domn capitan, aveți avariu acasă? Da. Nu, aoleu, domn capitan, sunteți homosexual. Îmi pare, nu pot să spun, că îți crapă pe ecranul. Te cheamă ăștia la DNA. DNA, CNA, pardon. CNA, DNA, tot aia este, da. Întâi la CNA și pe urmă la DNA, da. Lumea știe bancul. Dar nu, eu chiar vreau, am început să scriu și o să scriu în continuare. Am și scris un editorial pe tema asta, că patul lui Procust a fost înlocuit cu patul lui Putin. Da. Dom'le, deci dacă pe Putin îl trece pipi și vrea să se duce ca omul la toaletă, că e o chestie omenească. Ca orice așa, putinist. Dom'le, eu trebuie să mă abțin, pentru că blocajul renal e un risc mai mic decât să apare un idiot care să spună că sunt putinist pentru că... Faci ca Putin. Și eu fac ca Putin în situația respectivă. Sigur, am ușurat un pic așa exemplu ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Ce spui? Exagerez acum, nu? E o mică exagerare, dar nu foarte mare. Bine, hai să notăm un pic mai devreme. Unesc că ești pupător de moaște, că se pupă perfect cu subiectul următor, cu cultele care au trimis o scrisoare la Ministerul Educației cu privire la amendarea legilor. Mie ce mi se pare interesant, evident că sunt un sobor de asociații civice de altă orientare care i-au contrat imediat, dar ce mi s-a părut... Neomarxiștii atei, da. Foarte interesant, ca să nu spun amuzant, reținem interesant, este Consiliul Elevilor a dat un comunicat în care a spus, dom'le, ce se bagă popii în chestia asta, că ei nu se pricep la educație, de unde până unde, au ei păreri despre... Iar au scos Consiliul Elevilor de la naftalină? Consiliul Elevilor. Da, ca pe vremea lui Stalin. Înțelegi? Pionierii au opinii. Nu numai atât, și mai încoace, pe vremea când eram noi în școală, în toate liceele, era ăla care era la UTC, era șef la ăia, la, cum le zicea, PTAP, de ca să aibă dosar bun la admiterea la securitate la școala de la Băneasa. Din păcate, cunosc un caz, nu o să-i dau numele, este un copil, este un minor, mie mi s-a confesat că el vrea să se facă ofițer SRI și că i-au explicat și lui niște rude din familie. Care e procedura? Cum e bine? Cum e bine să ai un dosar? Păcat! Păcat că își strică sufletul de copilași, de tinerei. Mare păcat. Da. Mă rog. Nu ăsta e subiectul. Subiectul era scrisoarea... O securitate întotdeauna care, subiectul. Care conține două lucruri distincte și care, nu știu, eu acum mă întreb dacă nu cumva a fost o eroare strategică să le pună la un loc. Că pe de o parte se declară împotriva ideologizării și propagandei de gen în învățământul preuniversitar, deci nu vorbim de... liceu sau universitate. Mi se pare că la școala primară e vorba, nu la liceu. Și pe de altă parte, introducerea religiei ca materie, fie și opțională, la bacalaureat. Pentru că foarte multe reacții adverse au venit la chestia asta și acoperă, de fapt, prima problemă, care s-ar putea să fie mai importantă. Domnule, pentru cine nu înțelege că religia, credința, l-a ridicat pe om în două picioare, pentru cine nu înțelege că credința este aia care îți dă cel mai rapid și cel mai la îndemână set de valori, și mă refer pe aici la axiologia creștină, cele mai la îndemână, cine nu înțelege că orice răspuns ai avea
te duci și răsfoiești Evanghelia, Sfânta Scriptură și găsești răspunsul acolo. Cine vrea să scape de posibilitatea de a, domne, de a-i se activa mecanismele alea care duc la cunoașterea metafizică, domne, și cine ține cu tot din adinsul să se considere coborător din maimuță, nu are decât. Da, sunt mulți. Știm de asta. Domne, cred că sunt mulți. Că nu, iar mulți, oamenii mulți de o anumită factură, din păcate, sunt din ce în ce mai mulți. Pentru că tu ai îngustat foarte mult nișa, da, tot adăugând... Da, 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 într-adevăr, sigur. Da. Mie mi se pare că este o poziție a Bisericii Ortodoxe, mi se pare că este foarte corectă religia să fie materie opțională. Dar în momentul în care ai optat pentru ea, ai optat și poate să îți fie la tot la dorința ta o materie pentru bacalaureat. Mi se pare o chestie foarte corectă. De asemenea, mi se pare foarte o chestie foarte corectă asta cu... Am mai discutat subiectul ăsta cu propaganda asta LGBT. Oricât de camuflată și oricât de mascată. Oricum ar boteza-o ei. Educație sexuală. Poate să boteze și studiu cu ei, cu neiformelor. Poate să boteze oricum. Dom'le, noi chiar vrem să terminăm cât mai repede copilăria și inocența copiilor noștri. Așa cum o vedem noi, poate. Așa cum o vedem noi, sigur că da. Vreau să vă aduc aminte, dacă ați uitat, că raportul Matici propune ca educația sexuală la categoria de vârstă 0-4 ani să conțină binefacerile, citesc, nu vorbesc la mișto, binefacerile masturbării la categoria de vârstă 0-4 ani. Deci aia trebuie predată în maternități, în creșe, în grădinițe. Deja chestiile astea sunt în patologic. Bineînțeles, chestia asta cu educația sexuală este doar un pretext. Pentru că în toate școlile, educația asta sexuală se făcea, nu, foarte eficient. Dar mie mi-a atras atenția o formulare. Spun, domn, din tabăra cealaltă, noi milităm pentru evitarea oricărei discriminări în școală, ceea ce mi se pare o chestie corectă. Dar despre ce discriminare de gen putem noi vorbi la niște școlari? Adică, cum poate fi discriminat de gen un elev de clasa 5-a? Mi adresez o întrebare la care habar n-am să-ți răspund. Habar nu am să-ți răspund. Probabil că se pregătește o altă chestie, adică oamenii să se familiarizeze cu asta ca să vină într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat cu acea prevedere, nu? Care le, nu mai știu în ce țări, le permite schimbarea de sex. Să se admită schimbarea de sex de la vârsta de 12 ani. Păi care este discernământul unui copil de 12 ani? Despre asta vorbim. Un copil de 18 ani, să spunem, poate să decide asupra corpului propriu, dar... O să dau, o să vă, imediat ce am încheiat, o să vă dau un răspuns pe neplacul multora. Dom'le, când dracu intră într-o societate, astfel se manifestă. Și nu sunt două subiecte distincte la care am două opinii diferite. În cazul primului subiect, eu sunt o persoană de școală veche comunistă care consideră că trebuie să existe o prioritizare a importanței materiilor. O persoană care consideră că trebuie să fie prioritizate științele exacte, STEM, de care ducem lipsă, și că matematica și fizica și limba română, după părerea mea, sunt mai importante decât alte materii. Regine. Sunt regine. Sigur că da. Și atunci ele nu trebuie să dispară din strădania de educație a populației și nici ușurată. Da. Cum de asemenea consider că sunt unele materii, cum le consideram noi pe vremuri, dexterități, ca să spunem așa, care în afară de situația în care un copil vrea să urmeze acea zonă ce ține de talent, de un talent nativ, cum ar fi, de exemplu, desenul, muzica, artele plastice, sportul, religia, după părerea mea, nu au ce căuta la bacalaureat. Nu trebuie, dacă vrei să dai bacalaureatul la sport, îl dai doar dacă ești la liceu sportiv. Zici că ar trebui la bacalaureat să fie doar materiile astea. Ar trebui să există o anumită ierarhizare în funcție de specificul liceului. Există și asta există. Se și intenționează. Dar părerea mea este că de foarte multe ori și pe vremea generației noastre, da, de exemplu, nota fizică și română se dă, mă. Nota la sport sau nota la muzică, de ce nu se dă bac opțional la muzică în toate, dacă se dă la religie, ar trebui să se dea și la muzică și la desen.
Și ar trebui să se dea nu doar la materiile secundare. Există o tradiție, a mai avut vreodată bacalaureat la religie? Personal nu știu. Eu nu cred că în momentul de față școala românească are nevoie de această dezbatere și că nu ar trebui să schimbăm chestia asta. În privință, de asemenea, este și acea discuție referitoare la tensiunea dintre teoria evoluționistă și religie, care e un subiect un pic mai complicat. Există filoane religioase care să accepte tipul acesta de atitudine, să spună știința e știință, religia este religie, putem să coexistăm. Eu, de exemplu, consider că eu mă trag din maimuță, dar asta nu mă împiedică să nu am și un spirit divin. Deci sunt și persoane care se consideră și una și alta. În privința sexualității în școală, am scris un articol în 2021 în care scoteam în evidență această tensiune dintre nevoia părinților de a educa copiii și nevoia societății, cât mai ales de limitele care sunt impuse atunci când discutăm despre sexualitatea la copii. Și eu vă propun următoarea gândire, ca la matematică, reducere la absurd. Presupunem prin reducere la absurd că acceptăm discuția aceasta despre diversitatea sexuală și că în școală copiii, înainte de vârsta pubertății, trebuie să aibă acces la niște informații despre sexualitate. Ok. Atunci eu vin să vă întreb, de ce avem următoarele legi primitive în codul penal care spun legea 196/2003, copiii n-au voie să acces la pornografie? Păi cum, dacă adulții au voie la pornografie? Dar nu atâta, dragule. Stai, stai că spun... Legea copilului, în care se stabilește foarte clar că părintele stabilește chestiuni care țin de educația copilului. Asta în primul și în primul rând. Dar când vine tot de vorba de sexualitate, de ce copiilor li se interzice un drept fundamental să se căsătorească? De ce suntem atât de medievali și de cretini la cap să le spunem copiilor că doar de la 16 ani au voie să căsătorească? Păi dacă ei au voie să învețe despre sexualitate de la 5 ani, să lăsăm copiii să se căsătorească de la 5 ani, că au drepturi. Stai că vă mai spun, asta e în codul civil, da? Vă mai spun, ați auzit de folosirea prostituției infantile, articolul 216 și articolul 217 din codul penal? Cum adică să nu lăsăm copiii să se bucure de corpul lor? Să facă bani. Păi dacă e libertatea la copii, hai să-i lăsăm să facă. Ați auzit de actul sexual cu minor? Articolul 220 din codul penal. Ați auzit de coruperea sexuală a minorilor? Articolul 221. Racularea minorilor în scopuri sexuale? Articolul 222 din codul penal. Pornografia infantilă? Articolul 374. De ce suntem atât de primitivi? Bine, astea sunt infracțiuni. Infracțiune, cunoaștere, este foarte bine că sunt infracțiuni. Pentru că asta înseamnă că societatea consideră că este de bun simț, că nu suntem nebuni la cap, să expunem copiii la anumite chestii ce țin de sexualitate înainte să fie pregătiți. Alminteri ar trebui să lăsăm să copuleze în bucurie și pe bani și fără bani de la 5 ani. E mai complicat. E mai complicat? Păi atunci dăm voie să spun că e mai complicat să vină cineva să-mi învețe copilul despre sexualitate în loc să-l învăț eu. Dom'le, dar exista o practică foarte sănătoasă, dom'le, de educația sexuală a copiilor, se ocupa fie profesoara de biologie, fie diriginta, invita și un părinte medic al unui copil. Când ajung la pubertate. Și când este cazul, când ajung la pubertate și când încep întrebările. Da, aici nu vorbim strict de educația sexuală, pentru că educația sexuală Diversitatea sexuală vorbim de diversitate și de identitatea de gen. Identitatea de gen ține de comportamentul sexual. Păi eu am spus că ăsta e educația sexuală, e paravan. Gen, sexul e sex. Nu, n-ai înțeles. Genul ține... Am înțeles perfect, că citești ce spun oamenii ăștia. Pentru că atunci când este vorba despre definirea sexualității tale... De fapt, asta e problema, de aici pornește. Unii consideră că genul nu e sex. Nu, ei spun așa, genul este un sex definit social. Când ai sunt sociolog și discutăm despre diferența dintre gen și sex, două cursuri. De felul în care este o construcție socială și de felul în care există această relativizare a ideii și care este tensiunea dintre biologie și cultură, dintre cultură și natură. Este simplu, nu vor să se mai chinuie cu ei la SNSPA. Da, trebuie să învățăm din clasa 5-a. Sau de la grădiniță. Din școala generală sau vorba lui Miro, de la grădiniță. Ce să se mai chinuie dal de Miroiu cu ei, să-i lămurească adulți fiind? Bun, dar acum vedem că cei din partea asta progresistă, să spunem așa, sunt foarte vocali și par foarte mulți. În partea asta altă avem cultele, mă rog, Biserica Ortodoxă care așa și celelalte culte, dar vocea lor este mult mai firavă. Ori eu cred că această dezbatere ar trebui... Vocea oamenilor, a părinților și oamenilor de bun simț este mult mai firavă. Că bunul simț înseamnă să fii și e tăcut. În situații de genul ăsta vor avea de câștigat cei care sunt mai vocali. Dar în general așa se întâmplă.
În august 2018, când au ieșit toți tembelii în stradă să dea cu rahaci, cu borduri în guvern, nu erau oameni normali la cap acolo. Cei mai mulți dintre ei. Oamenii normali la cap stăteau acasă. Nu erau o majoritate. Și nu erau o majoritate. Păreau mulți, într-adevăr, umplus era o piață. Mă rog, întotdeauna vehemența și minoritățile intense la cap sunt stridente, sunt mult mai vizibile. Sigur că și parcă acoperă întregul discurs și, public. Minoritățile astea sunt și intimidante. La un moment dat vezi că autoritățile încep să țină cont de niște minorități dintre astea numai pe argumente că de decibeli și de deșanțare. Că e 1%, că e 5%, nici mă interesează, dar e 1% sau 5%. Nu e 50%. Și este vorba despre copiii noștri. Și deocamdată, până când o să se ajungă la ideea statului maximal și autoritarian să-ți ia copilul să-ți-l crească precum în 1984 sau în Brave New World, părinții au dreptul să decidă asupra educației copiilor lor. Exact cum spune Mirel Curea. Cum? De prevedere clară. Sigur. De prevedere clară. Dacă se schimbă legea, atunci discutăm. Și atunci trebuie să schimbăm toate chestiile din codul penal. Pentru că dacă acești copii au dreptul să discute despre sexualitatea la 5 ani de zile, înseamnă că ei trebuie să se bucure de trupul lor. Sigur că da, și trebuie să decurgă o serie de alte consecințe și alte libertăți. De decriminalizare. Da. Ceea ce aberant. Domnule, nu întâmplător, domnule, strămoșii noștri, că de-aia asta înseamnă să fii conservator. Domnule, la vârsta de 18 ani, flăcăi tinerii în Roma antică îmbrăcau toga virilis. Nu erau la 18, la cât erau la 14 sau 16. Atunci, erau adulți mai devreme? Da, da, da. Că nu îi lua la militarie? Îi lua la militarie, dar mai devreme. În funcție de la cultură la cultură. De la cultură la cultură, ține de izbucnirea pubertății. Izbucnirea pubertății ține, exact. Dom'le, totdeauna chestiile astea au fost determinate de niște observații medicale, biologice, de formare. Într-adevăr, există o variație socială în jurul biologiei, dar atunci când discuți despre această definire socială a genului, este ca și cum ai discuta despre de a pune mai înainte cei 1 sau 5% această variație culturală în contra lui 91, 95, 99% variația și determinismul biologic. Dar n-ați văzut că au apărut idei dintre astea teferiste, useriste? Femeia nu mai e femeie. Nu, să voteze de la 16 ani. În condițiile în care fiecare partid încearcă să-și maximizeze bazinul electoral. Din principii care țin de mediu, de alimentație, de nu știu ce, adolescența se prelungește mult, nu mai e până la 18 ani și la 18 ani ești bun de războaie, ești bun de ținut o familie. Se duce pe la 30 de ani. Deși pubertatea tinde să, da, să apară da, da, în ce mai jos, iar coacerea la cap, la cap rămâne în copii până la 50 de ani. Sigur că dacă era băiatul de la țară, nu, la 18 ani, făcea 18 ani, se ducea la militarie, se ducea pe front, se lupta, se alte întorcea. Vremuri, Mirel, alte vremuri. Care se mai întorcea, era alte veteran. Alte vremuri până când izbucnește războiul în Ucraina. Și până când vine Ucraina și Rusia și România și America să zică poate ar trebui să vă apărați țara, iar ei să cumpleze nuțele la vedere. Și vezi că nu prea ai bărbați. Da? Și vezi că trebuie să închizi granițele și îți dai seama că ai o generație de tefelei pe care nu poți să-i aduci la armată. Decât cu trotineta. Cu trotineta. Și cu tancuri ecologice. Care neapărat trebuie să fie, cum le zice, cu quinoa și electrice. Apropo că vorbeam mai devreme de directive venite de la Bruxelles și cum le receptăm și cum ne raportăm la ele, o să vedem un scurt material acum. Ieri au fost niște alegeri în Olanda, unde Slava. Au avut niște rezultate surpriză. Haideți să vedem și comentăm după aia. Tu știi de Partidul Fermierilor e marele câștigător al alegerilor din țările de jos. Mișcarea Fermier Cetățean Boerburger Bewegung, cunoscută ca BBB, este condusă de fermieri și a câștigat popularitate luptând de ani de zile împotriva planurilor guvernului de reducere a emisiilor de azot. Conform rezultatelor preliminare ale scrutinului desfășurat miercuri, BBB a strâns 19% din voturi. Protestele fermierilor olandezi sunt cunoscute ca fiind de cele mai multe ori însoțite de violență, forțele de ordine intervenind în forță pentru a-i dispersa pe manifestanți. La o zi după scrutinul de miercuri, ziarele au scris despre o lecție istorică și o răfuială cu guvernul Rutte.
Astfel, coaliția de centru-dreapta, formată din 4 partide, a suferit pierderi semnificative, pierderi care amenință stabilitatea guvernului condus de Mark Rutte, căruia îi este pusă sub semnul întrebării capacitatea de a trece prin Parlament legi importante în materie de reformă agricolă, protecția mediului și politică de azil. De altfel, prima reacție a lui Rutte a fost: aceasta nu este victoria pe care o speram. Mark Rutte conduce din 2010 guvernul țărilor de jos. La alegerile de miercuri au fost chemați la urne 13 milioane de olandezi să voteze în alegerile care stabilesc parlamentele celor 12 provincii. De fapt, nu știu acum, de când nu mai avem voie să spunem Olanda și trebuie să spunem țările de jos, la olandez cum le spunem? Țăran de jos sau... Oricum, foarte firesc. Interesant este că acest partid este înființat cu 4 ani, da, urmă, iar la precedentele alegeri, care nu știu exact când au fost, au obținut doar 1%. Iar acum, pe fondul unui program minimalist, că ei nu au vreo platformă în... Sigur că da. Iată, au cele mai multe locuri în Senat. Și a apărut, s-a profilat mai clar o nouă realitate. O nouă realitate. Dom'le, eu nu înțeleg ce este în capul lor. Eu bănuiesc, am mai spus-o și pe asta. Dom'le, eu bănuiesc că Putin ăsta are niște agenți în Parlamentul European de rup pământul, dom'le. Pentru că aceste guverne care execută ce le spune Bruxelles-ul reușesc să-și pună în cap electorate populații întregi. Adică ce li se propune olandezilor? Să renunțe olandezul la văcuța olandeză, la laptele olandez și la brânza olandeză. Să li se confiște terenurile și pentru renaturare, să nu se mai folosească atât de multe îngrășăminte chimice ca să nu mai fie amprenta de azot atât de puternică. Deci Olanda, care este a doua putere mondială agricolă, deși are un pământ mult mai mic decât alte țări, dar exportă și produce și exportă de rupe, Olanda să vie acum să-i spui, Gogule, prea multă bunăstare. Post și rugăciune. Sfânta Greta Trotineta vă spune că trebuie să renunțați la mai mult de jumătate de secol de pricepere tehnologică și trebuie să ne întoarcem înapoi, dar la cules de afine. La o ocupație tradițională, domne, este ca și dacă le iei olandezilor vacă, este ca și cum le-ai lua elvețienilor ceasurile. Mai, la olandezi e un soi de vacă atomică, pentru că acolo tehnologia este atât de, sigur că de da, bine implementată. Dar tot brânza aia. Formidabil, evident, o fac. Da. Eu o să fac precum distinsul nostru președinte Iohannis, care într-un acces de intensitate retorică spunea acum câțiva ani de zile, foarte ritos, PSD trebuie să dispară de pe scena politică. Eu cred că progresiștii și useriștii și tipul ăsta de tembel ideologic care conduce în momentul de față Uniunea Europeană trebuie să dispară. Trebuie să aibă soarta PNCCD-ului. Da. Da, ăștia pun asta în pericol. Trebuie să voteze popoarele. Ei, și începe să, începe, da, să se întâmple. Să oamenii, sigur. Începe că să da. Se întâmple. Pentru nu știu dacă că... au apărea și la noi niște deștepți de-astea care spun aceeași problemă, nu știu, cu puiul de găină sau cu porcul. Dar această contrareacție suveranistă și conservatoare este din ce în ce mai puternică și, pe părerea mea, din ce în ce mai sănătoasă în, în statele Europei. Pentru că ai această tensiune dintre ghilimele sustenabilitate, noul discurs moralizator care vine să spună trebuie să punem mai întâi pământul în mediul înconjurător înaintea omului și discursul de dezvoltare, de creștere economică. Un discurs care a fost și care a dus la bunăstare. Iar acum ei vin să spună trebuie să fim morali. Dar ei, de fapt, când zic trebuie să fim morali, ei vin să spun trebuie să fim, de fapt, austeri, să strângem cureaua. Știi ce zice Uniunea Europeană? Nu mai ai voie centrale termice de apartament. După ce jumătate din România și-a pus și a considerat chestia asta ca un status de bunăstare și de libertate, de autonomie, că nu mai vine Nicușor Dan să-mi spună că n-am voie să mă încălzesc și să am apă caldă, îmi fac eu căldură când vreau. Și comuniștii, când ne închideau curentul electric și căldura, da? Și tu ai în niște țări post-comuniste care vin să spună statul și-a bătut joc de noi, vrem să scăpăm de stat și vrem să avem centralele noastre și acum vine Uniunea Europeană să zică că noi suntem comuniști și vă interzicem centralele? Știi ce mai zice? Eu i-am pus mamei o centrală germană. Da. Acum vine când spun să desfințează. Ne-ai dat bani, mișto, mersi frumos, bă, dar trebuie să o desfințezi. Da. A, și ei vin să o îmbrace sub forma virtuoasă a apărării globului și a apărării. Da. Da. Când, de fapt, ei nu mai vor să mai ia gaz de la ruși. Că până acum, cât timp luau gaz de la ruși și cumpărai centrale Siemens fără niciun fel de probleme. Știi ce mai face? Uniunea Europeană vine să zică motorul cu combustie internă este cel mai mare păcat. Trebuie să-l interzicem, să nu mai producem așa ceva. Băi, și cu capul. Să nu mai poluăm, nu? Cum? Ca să nu mai poluăm. Da. Apropo de asta, eu am văzut...
Nu mai trebuie să mai mâncăm carne de porc și de vită. O ilustrație care spune nu cât 1000 de cuvinte, cât 10.000 de cuvinte. Era harta lumii pe care erau înnegrite țările care militează pentru chestia asta și ca să vedem impactul. Care 5%. Da, e drept, toate Europa, din ele. Europa, California. Da, și atât. Da, și mai era și Israel. Și Israel. Toate țările îmbuibate care au ajuns la un asemenea nivel de bunăstare, încât nu mai pun accentul pe creștere economică, ci pun accentul pe valori postmaterialiste. Pentru că sunt îmbuibați. Pentru că au trăit două generații deja în bogăție, în îndestulare, și au ajuns să viseze ca ai vers pe pereți și nu știu ce ia să fii sărac. Și cred că gândecelul de stepă este mai important decât omul. Și atunci trebuie să-i confiști omului pământul, trebuie să încalci tot soiul de drepturi elementare ca să salvezi natura și nici măcar nu o salvezi, aia e problema. Pentru că Europa, ca amprentă ecologică, are maxim 10% din tot globul. Și nu poți să te duci cu această doctrină, această ideologie fals virtuoasă, să-i obași pe gât indianului și chinezului și africanului, care zice, bă, voi 200 de ani v-ați îmbuibat pe spinarea naturii. Și acum, de la înălțimea catedrei voastre și bogăției voastre, veniți să ne spuneți, voi n-aveți voie să fiți bogați? Ia, tați-vă, dracului, ia întâi faceți voi sărăcie două generații. Mi-a trage atenția domnul Corlățean și bine face jos pălăria, îi mulțumesc frumos, că nu este raportul Matici, este vorba de standardele regionale a organizației a OMS, pentru educație sexuală a copiilor. OMS, Organizația Mondială a Sănătății. Cum? Domnul Corlățean se uită la noi? Da. Îl salutăm și mulțumim să salutăm cu drag și cu respect. Deci asta este problema. Știi cum se zice? Când Dumnezeu vrea să prăpădească pe cineva, întâi ia mințile. Ia mințile, da. Uniunii Europene a început să ia mințile. Eu nu cred că i-a luat nimeni mințile. Eu cred că acolo au, domne, așa cum înțeleg ce vrei să zici. A crescut în anii 30 în universitățile britanice în anii 30 și americane în anii 70. Eu cred că au penetrat la vârf și la Bruxelles. E posibil, pentru că ecologiștii din anii 70 care își rupeau cam așa după ei erau ai lor, erau finanțați. Greenpeace-ul făcea scandal împotriva oricui, dar nu împotriva Rusiei. Adică centralele nucleare americane erau nasoale, armele nucleare americane erau nasoale, alea nemțești erau nasoale. Bă, dar alea rusești nu-i niciodată de alea rusești. O discuție relatează... Nu, poate nu le dădea mâna să se ducă să facă. Relatează generalul, și-a scris memoriile că nu au fost traduse, generalul Semiceasnii. Relatează o discuție pe care am avut-o cu Brejnev, în care enumerau modalitățile pe care le-au de influențare, de acțiuni dintre astea externe, și spun, la un moment dat remarcă Brejnev, el a inventat chestia asta, și zice, și cu proștii utilice nici nu trebuie să ne batem idioții, capul prea mult. Idioții utili. Nici nu trebuie să ne batem capul prea mult. Mă rog, eu aș mai zice, aș veni un pic să fac o mică, să-i spun, adăugire. Există o vorbă în legile lui Murphy, cinică, dar care cred că se aplică aici. Să nu pui niciodată pe seama conspirații și malevolențe, ce poți să pui mult mai ușor pe seama prostiei. Înțelege? Un soi de briciul Occam. Eu cred că într-adevăr e posibil să aibă dintre ecologiștii europeni să fie o parte din ei crescuți la țâța maicii Rusii, dar cei mai mulți dintre ei sunt niște idioți utili desăvârșiți. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Doamnelor și domnilor, a fost o plăcere. Mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Urmează de la ora 20 Robert Turcescu cu un invitat surpriză. Noi ne revedem luni de la ora 19. Până atunci, toate cele bune!